Doamnelor și domnilor, consilieri, doamnelor invitați, în conformitate cu dispozițiile articolului 43 din legea 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară prin dispoziția numărul 81 din 20 iulie 2018 emisă de domnul primar. Din consultarea condiciei de prezență, rezultă că sunt prezenți 9 consilieri, absentând doamna consilier Mânicuță și domnul consilier Miron. Fiind majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Mulțumesc. Pare că ne putem spune odată cu venirea dumneavoastră la membrii deliberativului local, și a colaboratorilor de primărie, brusc, vremea s-a luminat. Asta sper să ne spui independent, să ne stimuleze și să ne facem datoria față de comunitate. Conform regulamentului, o să reamintesc ordinea de zi deja cunoscută și pregătită de dumneavoastră, sunt convins de acest lucru. La primul punct al ordinei de zi avem un proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului cu alte comitenei. Primul al doilea, inițiator semnat. Punctul al doilea, propunem un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei comitenei pe trimestrul al treilea, inițiator semnat. Al treilea punct din ordinea de zi. Vă propune tot un proiect de hotărâre cu aprobarea planului de ocupare a instituției din aparatul de specialitate al Comunei 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 pentru anul următor, 2019. Am avut interes la aceeași perioadă anul trecut, deci în 2017 pentru 2018, inițiator semnat. Pe trimestru 2018, inițiator domnul primar. Aveți cuvântul, domnul primar. Da, mulțumesc. După cum știm deja, cred că toți care sunteți aici am trecut dintr-o experiență similară, conform legislației din domeniul financiar,
credere. Ca să devină ședintele publică, execuția bugetului domnului Bogdaneni, atât pe partea de venit, cât și pe partea de cheltuieli, în egală măsură, valabilă pentru partea de funcționare, deci cheltuielile curente, cât și pentru partea poate mai sensibilă, nu numai la noi, tot sistemul, toată țara, partea de dezvoltare. Este ca de fiecare dată un prilej de reflecție pentru noi. Sigur, se vor desprinde niște concluzii. Cu atât mai important, eu însumi am fost obligat și determinat în egală măsură la aceste reflecții, pentru că, dincolo de materialul scris, referatul de specialitate și considerentele din punerea de motive, se impun niște clarificări. Deci suntem într-un fel de situație paradoxală. Cifrele pot spune ceva, dar dincolo de procente, dincolo de cifre, cred că e greu să înțelegem cum trebuie aceste materiale, ca să înțelegem în ultimă instanță cum stăm cu execuția bugetului. Atât în ceea ce privește principiile esențiale de execuție a bugetelor publice, transparența, în primul rând, transparența, eficiența și așa mai departe. Și cam ce se poate previziona atât pentru jumătate de an care ne-a rămas în execuția bugetară și nu numai, pentru că avem la un moment dat de a face, de exemplu, cu niște venituri care își vor produce, sperăm cu toți efectele, pe mai mulți ani de acum înainte. Mă refer la contractul de finanțare pentru proiectul de apă și canalizare, care este multianual. Figurăm cu el ca venit în cadrul bugetului anual, dar de fapt trebuie să-l vedem ca o desfășurare a finanțării toată această perioadă până în 2020 inclusiv. Proiectul de hotărâre cuprinde două articole și evident că o să le reamintesc pentru a putea fi deliberate și aprobate de dumneavoastră. Deci, proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul al doilea, în 2018. La primul articol, propun să se aprobe execuția bugetului local pe trimestrul 2 al anului 2018, conform anexelor numărul 12 și 13, pe care le-ați cunoscut în ședința de pregătire, anexii care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul al doilea, secretarul Oate Bogdanei, domnul Teo Vasile, va comunica hotărârea compartimentului financiar contabilitate, primarul Comunei Bogdanei și instituții prefectului județul Bacău. Am început deja să reamintesc coordonatele care m-au determinat și mi-au structurat reflecția și intervenția, și anume principiile unui buget public. În afară de obligația legală, conform legii finanțelor publice, pe care vă reamintesc, legea 273 din 2006, completată de ordonanța de guvern prin 2010, mă obligă ca să fac acest lucru în fața dumneavoastră și în fața oricui dorește să participe la o ședință publică. Din păcate, nu prea avem invitați, cel puțin astăzi, dar, la urma urmei, ca factor decizional, este important ca să suntem cât suntem aici, să reflecțăm și să vedem ce avem de făcut în continuare. Aș găsi de interes ca să reamintesc, ca și repere pentru dezbaterea de astăzi, niște procente de realizare
atât a veniturilor, cât și a felul cum s-au desfășurat cheltuielile. La venituri știți că avem două categorii de interes. Venituri care depind, în primul rând, de noi, și partea de executiv zilnic. Aici mă gândesc, fără îndoială, la veniturile proprii. Veniturile din impozitele de taxele pe proprietate, în primul rând. Apoi, la venituri total considerate, ceea ce mai primim prin legea bugetului la așa numită operațiune de echilibrare a bugetului. Sumele s-au parte din TVA și cheltuielile totale, de exemplu, pentru secțiunea de funcționare și dezvoltare, înseamnă 11%. Din același motiv, înseamnă puțin, pentru că nu a fost nevoie să cheltuim, de exemplu, din cele vreo 16 miliarde alocate pentru proiectul de apă și canalizare, pentru că lucrurile merg în faza de procedură pentru achiziția publică. Am scos la pachet, dacă vă reamintiți, atât proiectarea cât și execuția. Se desfășoară în ritmul sistemului. Merg încet. Din punctul meu de vedere, merg foarte greu aici, din păcate, și pierdem timp care ar trebui afectat, în primul rând, execuției. La secțiunea de dezvoltare, din această perspectivă, am avut un plan de cheltuieli de vreo 7 miliarde. N-a fost nevoie și n-a fost posibil să-i cheltuim, din cauza că suntem PSA la principalul proiect, în faza de evaluare tehnică, urmează ultima fază de evaluare a ofertei financiare. Și am cheltuit taman 1%, dacă privim lucrurile în această perspectivă, dar este o situație falsă, să spunem, în zona, cum să spunem, aparentă, emoțională, dacă vreți.
Cam atât deocamdată. Dacă vreți comentarii, poate doriți informații, chiar îmi face plăcere să vă spun ceea ce știu, ceea ce vă interesează, pentru că sunteți vector de imagine. Și dorește să scrie la Comisia 1, domnul Vici. Da, Comisia 1, doamnă și domnule consilieri, Comisia numărul 1 a studiat acest proiect de hotărâre și a avut favorabil acest proiect. Vă mulțumesc. Cine dorește să scrie? Nu dorește nimeni? Îl pune la vot. Cine este pentru? În unanimitate, a fost votat. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului OATE Bocănești de sub Baco pe trimestrul 3-2018, inițiator domnul primar. Aveți cuvântul, domnul primar. Da, după cum se vede, este de asemenea un proiect de hotărâre cu implicații în zona financiară. Am zis la vot citire mai întâi, la primul articol propun aprobarea rectificării bugetului OATE pe trimestrul 3-2018 prin virare de credite din un capitol la altul. De data aceasta, punem să ne gândim o rectificare pozitivă sau negativă, este cu prezentul meu. A trebuit să identificăm instituțiile disponibile care nu vom avea neapărat nevoie, cel puțin să sperăm că trimestrul acesta poate să lasă cu anumit. Ca să rezolvăm niște probleme și cele de funcționare. Este vorba de suma de 40.000 de lei, care, așa după cum am precizat în expunere de motive, sunt necesare pentru refacere, pentru corecta întreținere a drumurilor nemodernizate, care sunt situate în zonele cu risc de inundate. Și am avut această situație. Vremea este așa cum o simțim, cum am constatat fiecare și am încercat, era și-l feriți pe domnul Grigori, chiar dacă n-a reușit să realizeze tot ce trebuia să mulțumească pe toată lumea, mai este timp, într-adevăr. Și în momentul când și vremea va deveni permisibilă, sunt convins că va finaliza. E vorba de reparare, am spus, balastare unor drumuri, de colmatare unor zone. Am înțeles și m-a interesat, așa cum am declarat și la intervenție din precedenta ședință, cu lucrarea dintre el și celălalt coleg, domnul Grigore este și consilier local, a fost ales în aproape în unanimitate de dumneavoastră, trebuie să se mențină această poziție și știu că există dorința de conlucrare la repararea unui drum care este necesară, că oamenii pur și simplu sunt în dificultate datorită vremei. Și cu recoltarea grâului, suntem în dificultate, dincolo de posibilitățile firmelor Șerban, verii cânturi una mai dincolo de posibilitățile noastre, sunt alte posibilitățile, Doamne, Doamne. Avem probleme cu fânul, plus că unele porțiuni de drumuri reparate necesită repetarea intervențiilor pentru a se menține în stare practicabilă. Nu va fi ușor, dar trebuie să încercăm. Articolul al doilea, după aprobare, hotărârea urmează să fie dusă la îndeplinire de către doamna Răcoteanu Romelia, consilieră în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești. Al treilea, după aprobare, secretarul Comunei domnul Cioi Vasile va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdănești, compartimentului financiar contabilitate și instituției prefectului de Bacău. Pur și simplu, am spus că această rectificare s-a făcut prin
distribuire de credite și anume am identificat cu doamna Răcăuțeanu credite pe care nu le considerăm necesare pentru acest an la iluminatul public. De acolo am luat cele 40.000 și de aici putem plăti lucrări deja începute. Știam că vom putea plăti, că niciodată nu am angajat lucrări fără să avem la buget. Le-am angajat totuși în, înainte de ședință, pentru că oamenii aveau nevoie să circule în fiecare zi sau măcar a doua zi după ce au fost inundate drumurile. Mai rămân ceva bani, avem lucrări estimate, repet, executarea bugetului este un act de autoritate publică și de transparență publică, cum am spus. Care e valoarea estimată a lucrărilor? Parcă vreo 250.000? 231.000. Cu tot cu TVA? Da, cu TVA. Deci ar mai rămâne bani, apropo de celelalte intervenții din comunitate, pentru continuarea acestor lucrări. Asta nu înseamnă că nu trebuie să rămâie. Pentru că va trebui să mai executăm niște lucrări și vă spun dinainte, în avans, așa, pentru că de asta suntem aici să gândim și pe termen dincolo de ziua de astăzi, sau dacă dă Dumnezeu pentru Dumnezeu. Știți că am avut principala zonă inundată, fără să afecteze locuințe. Zona de peste râu, aici, au fost vreo 10 gospodării inundate, de nu locuiți, gospodării, curtea, terenul arabe și așa mai departe. Am făcut demersuri la apele române, au venit chiar astăzi la verificare, cei de la apele române, de la Bacău, de la societatea din gospodării, am avut o discuție cu domnul Daniel, că la el a fost cauza principală, să degajeze terenul. Am făcut demersuri la și o să le susțină, după domnul viceprimă, la societatea de gospodărire a apelor, să ne ajute și la executarea lucrării. Adică trebuie să lărgim albea, pur și simplu. Și legea apelor spune că acolo unde sunt lucrări de artă, cum sunt considerate podurile, pe un tronson care echivalează de două ori lungimea podului în amonte, are vreo 64-65 de metri și o lungime a podului în avală, trebuie să lărgim secțiunea ca să asigurăm scurgerea optimă a apelor. De aceea se întâmplă de odată. El tot mereu mai am mai multe intervenții de la apă până în 2005. Au venit el să ajut în timpuri, chiar dacă ați fi vrut, la un moment dat, eram hotărât, dar nu depinde de nimic. Nu am atribuții de legea apelor. Apele doamna Răcăuțeanu, putem avea acest bani să nu intre
chestiune dacă ar putea intra. Deci, trebuie să ne pregătim dacă cei de la Pecătămânii unde pot ajuta într-un timp util, vă dați seama că mai, s-ar putea să mai continue sezonul cu vine toamna, care prin definiție poate fi florează la urmă o misiune necesară pentru înființarea culturilor. Să executăm cu banii noștri. Și atunci punem drămuirea anului public, o să ne prindă bine. Așa, deocamdată atât la acest proiect de hotărâre. Până la urmă, rămâne că să vă rog să le susțineți. Dau cuvântul domnului consilier. Doamnelor și domnilor consilier, Comisia numărul 1 Economică a scurat acest proiect de hotărâre și a dat un aviz favorabil. Domnul primar, doamnele și domnule consilieri, am studiat acest proiect de hotărâre ieri, în ședința care a fost. Acest proiect de hotărâre a fost inițiat în urma unui raport făcut de domnul viceprimar, care a constatat că anumite drumuri sunt afectate în urma inundațiilor. Aș întreba o primă întrebare. Cel puțin eu nu știu care sunt aceste drumuri. Dacă sunt, de ce nu au fost raportate ca afectate la Consiliul Județean? Pentru că am înțeles de la televizor, de la primul ministru, că toate localitățile care au fost afectate de inundații, trebuie să raportăm drumurile, podurile, tot ce a fost afectat, ca să primim bani de la guvern. Nu înțeleg de ce noi n-am raportat acestea, dacă au fost stricate, ca să fim bani la guvern, nu să luăm de la, să stângem becul, ca să dăm. Aici e întrebarea. Vă mulțumesc. Cei de la județ ne-au trimis o adresă în care ne-au cerut numai dacă au fost case afectate. Ei nu ne-au întrebat de drumuri, nu ne-au întrebat de alte. Drumurile care sunt de făcut și care s-au mai realizat dintre ele sunt următoare. Drumul de la Țigănuș, care este pe marginea Gârlei, care duce la cele două case și la proprietatea lui Țigănuș. De la Podul Mare până la Țigănuș și până la, în spate, unde intră domnul Stancio. Primul. Al doilea. Drumul care între Stângă Ion și fostul consilier Stoica, care este tot pe marginea. Era interesant ca să început la Tiberuș și la un moment dat are o singură gospodărie. Evident, un singur om trebuie ajutat altfel. Păi sunt trei case acolo, domnule. Înlăturarea
foarte multe crânci, ce a dus aluvion, ce a dus apele, la piciorul de pod, la Munteni, Slobozia și Cozănești. Bune, la Munteni mai avem piciorul de pod, este strâmb, rupt din sudură și trebuie realizat și ăla, da? Acum am realizat numai ce a fost mai urgent, ca să poată intra oameni în curță. A mai fost realizat drumul de la Cozănești, unde a fost dat drumul deoparte, de la pod până la populație și s-a băgat balastul. Mai avem de făcut stația de la Filipești cu decolmatare șanț în față de unde vine la biserică, unde este șanțul la biserică. Mai avem continuare la Țigănuș, vreo câțiva, cam vreo 80 de metri 100. Mai avem de făcut drumul, care nu l-am realizat, la Todoscan, începând de la Zagangea, Todoscan, partea aia. Todoscan Botez, nu? Da. Da. Am fost de vreo două ori cu domnul consilier Stanciu pentru a rezolva din treburi. Și am mai rezolvat drumul de la pod, cum coborăm la Împrunt, partea la Dragomir, partea aia care a fost inundată, și iar drumul ăla l-am rezolvat. Și am mai făcut în aval de drum vreo 50-60 de metri, am dat drumul la apă, am decolmatat gâr la mori. Astea sunt lucrurile care... Da, da, și la Puntea Metalică a fost sudată, da, da, mulțumesc, domnule. La Legătură cu... Dar nu mai avem lucrurile cu oameni.
Deci șanțul care vine de pe deal egal, trece pe sub. Da. Trebuie dar asta care la care este un carosar. Da. Dar va ieși. Din cauza de colmatat. Nu este posibil. Șanțul drumului a reabilitat de Compania Națională de Drum, da? În al doilea rând, Ența Vilan, deci în partea care se numește de omul, este fiecare să curăță, deci proprietarul să curăță. Mai avem un cu Dubai, care se află în locul pe o porțiune de teren, pe partea stângă e la calitate. Da. Doar Balașul nu este proprietarul. Dar ce ține drumul ăla? Dar nu este în harta comunei care coboară în toată lumea? Până te-am întrebat dacă ați terminat. Da, da. Bun. Să vă dau răspunsul la Țigănuș. La Țigănuș este intravilan. Dar nu numai Țigănuș acolo. Și așa, domnul, vorbesc eu, mai ați vorbit dumneavoastră. La Țigănuș cât din casă sunt acolo. Am dat un exemplu de Țigănuș. Dar sunt Țigănuș cu firma și mai sunt încă două case. Care sunt copii, care merg la școală, la grădiniță. Aici îi lăsăm acolo, dacă e la... Doi? Da, și care circulă către Onești, nu se circulă. Păi ce treabă avem noi cu drumurile, cu drumurile aia? Am spus și eu apa din curte, eu dau pe șosea. Când nu-i șosea. Ați terminat drumul? Da. Păi și atunci am venit certă să-ți faci. Ori puniți întrebări, ori da. Ați terminat? Asta este răspunsul, care vi l-am dat. Vă mulțumesc de înțeles. Mai ia cineva cuvântul? Nu. Eu. Materialul rezultat la colmatare, care în mare parte favorizează derapare, e periculos, într-adevăr. Aici sunt de acord, dar ne încearcă să găsește soluții. Roagă pe Mihai, care în mare parte. Pe noi retaiază drumul care coboară pe Redibană. Eu știu că în partea asta care ține de intravilan, că noi am identificat teren pentru modulul da. Stației de pompare la apă. Eu știu că este un șans spre băiatul care e de noi toți, cum ar trebui, cu așa. Da, sunt inundate. V-a inundat cumva locuieții? Nu s-au pus pentru grădinii de oameni, dar oamenii s-au protejat. Și-au lăsat șansul fiind de colmatat, s-au dus pe drum. Aici e problema. Eu aici am zis, dacă se decolmatează de sus. Iese în drumul acela, la ce pericol cel mai mare? Păi omul s-a protejat cu grădina. Dar să știi că domnul Igorul a intrat într-un anumit ori, de rest că din banii mei ar trebui controlată și așa mai departe și am spus să niște priorități, grâul de secerat, fân, și așa mai departe, dar și siguranța circulației e foarte importantă. Eu asta am pus problema că... Vă spune ce vreau și domnul. Aici nu se ajunge că e cam mai mare. Trebuie să vorbesc cu el la drumul, de la drumul și tot. Dar am avut, dar avem proiectul pentru că face fiecare companie
face asta, asta și asta, merg și pe teren. După inundată, merg la identificare cu el, cu șeful serviciului și așa mai departe. Nu face ce vrea, pentru că primul care trebuie să-și asume responsabilitate, eu sunt ca ordonator de credit, uneam în bagajul ăla. Vine curtea de conturi luna viitoare și așa mai departe. Dar nu-mi permit, pentru că trebuie să contact cu lumea și cum nu mi-am permis până acum, nu vreau să mă bat de la lucrurile în care cred. Nici domnul Grigore are bună voință și așa mai departe. Mă rog, fiecare avem temperamentul lui, până la urmă trebuie să ne armonizăm, că asta e rolul nostru. Deci aici trebuie să aveți încredere, că eu știu că sunt mai politizată, că așa e în România. Pe mine nu mă mai interesează să politizez lucrurile. Pur și simplu să fac administrație și să încercăm să rezolvăm cât mai bine problemele comunității. Atât de comunitate. Dă cuvântul domnului consilier Stan. Ne plângem mereu de inundații, mai ales în spatele primăriei. Cum sunt unii inundii dacă apa n-ai cum să treacă? Oamenii care și-au făcut casele, cât teren a avut și cât au avut? Inundă apa și caută locul. Dacă noi ne ducem peste ea, ea nu trebuie să vină peste noi. Pe cine a inundat? Toți cei care au intrat în cursul apei. Nu știu dacă e adevărat sau nu e adevărat, sau nu vorbesc eu bine. Corect. Trei persoane aici, din cu aceea două sau trei, pentru ce? Pentru că s-au dus în altea râului. Pe unii se duc. Pe unii se duc apa asta. De asta noi ne plângem cu oamenii sinistrați. De asta la necostică căuțeam la Vale, care omul ăla a stat acolo pentru de ani de zile, în rest, în coace, nu poate să plângă nimeni. Nimeni nu poate să plângă. De la neva se luată, s-a dibuit, s-a făcut. În rest, la Vale coace. Cum îi spune lumea Costic Matișu? Nu, Matișu. Era prund acolo. A făcut grădină, o gradă. Bun, a făcut, nu v-a văzut nimeni. Venim de acolo la Vale. Iar aici, casă. Vii, pomi, ardei, castraveți. În cursul apei, mai la Vale, lemne. Unii se duc apă, se duce la chitic, se înfund în bălării, în tufe și inundă. De asta ne inundă domnul primar. Noi vorbim, nu ne certăm, nu ne scandalăm, vorbim vorbe pe fapte reale. Și iar cum are dreptate și domnul Benone, că s-a făcut drumul la Grigore, la Moara, s-a făcut. A fost rup de apă în jur de 40. Casele alea două, hai că trec și eu. Mă rog, putem cu utelaje. În rest, circuitul în față. Așa, trec cu utelaje. Era rup de 40 de adâncime. Pe distanță de 60 de metri. N-aveau oameni pe unde se duc. Nici țigănuși la casă și nici celelalte două persoane. Așa. Dar nu uităm și la Filipești. Eu circul de o săptămână, obor la Vale. Încă și domnul viceprimar m-a întâlnit într-o dimineață, veneam de Vale acasă. Apa pe stradă. Dumneavoastră spuneți că nu-i dreptul nostru. Nu fi dreptul nostru, într-adevăr. Nu e obligațiile noastre. Da, așa, corect. Așa. Nu fi obligațiile noastre, dar trebuie să facem niște demersuri, să ni se poată rezolva. Că dacă se întâmplă un accident, eu, dumneavoastră, sau copiii noștri, când se duc la școală, ne bate cu comunicat, dar e prea târziu. Să luăm legătura cu cine este, cu cine nu este, mai sunt utilaje în comună, vedem cum facem și să putem face. Punem, cum se zice, umăr de la umăr și să facem. Că nu ne aduce nici, nu ne face nimic. Domnul Dan, etapa cu umăr, în umăr, am trecut așa. E bine că a trecut domnul primar. Cine circulă cu mașina, e bine mersi, dar care nu avem, sau care nu au, și sunt oameni bătrâni, vin să-și iau o pâine la Grigore sau din coace, ce face domnul primar? Îi lăsăm așa în nivel?
Asta trebuie să ne, să ne interesăm, domnul primar. Și cum a spus ea că Lozinca cu umăr de la umăr, umăr de la umăr. Dar atunci noi, de ce ne mă lupt domnul primar, domnul vice, să mergem, să tăiem curtele ca să putem face drumul, nu umăr de la umăr? Avem interes, dar acum ce facem? Am înțeles. Că acum totuși stăm și ne uităm. Ăla moare, continuă, ăla dispare și gata. Cum a spus, nu e ceartă, vorbim, o ne facem. Sunt de acolo, în locul comunității, astăzi facem treaba. E vorba și de finanțare. Da, domnul primar, v-am înțeles. Dar dacă nu vine nimeni, stăm așa de fier, așteptăm americani să vină să ne facă. Gata, am înțeles. Noi facem treaba noastră, altfel de treaba treaba lor, da? Și treaba oamenilor, eu nu știu că nu am vorbit. Se lasă oamenii aici că cineva spune că se ia oamenii de oamenii. Dar nu spune nimeni să vorbim. Că dar n-am așa ești cu toată. Nu, n-am spus nimeni. N-am spus. Tălpouă e mai ceva ca în țara Unești. Că nu poate să duc în lumea să-și pleacă cu păstaie și aduc frâng. Tălpouă, de la Laurențiu încolo. E infern. Nici cu piciorul, nici cu mașină 4x4 și nici numai cu avionul. Să fac tălpouă, unde să nu mai produc și să las drumul ăsta gen divin, care trebuie balastat în urmă de parte. Dar n-a zis nimeni ca acum, să avem în vedere. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului Comunei Băudrești pentru anul 2019, inițiator domnul primar. Aveți cuvântul, domnul primar. Personalul public care lucrează în primăria
noastre, total 10 funcții publice, din care ocupate 8, vacante 2. Și avem o funcție de conducere deținută de domnul secretar al Comunei. În funcție de aceste considerente, propun la primul articol aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bomberești pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul al doilea, după aprobare, hotărârea urmează să fie dusă la îndeplinire doamna Toma Viorica, referent de resurse umane în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești. Al treilea articol propune următoare. După aprobare, secretara Comunei, domnul Munțelui Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdănești, doamna Toma Viorica, referent și aparatul de specialitate al primarului, Institutul Prefectului Județul Bacău și Agenției Naționale a Funcționarilor Publice. Atât. Mulțumesc. Deci, câteva precizări. Trebuia, de fapt, să intervin imediat după vot pentru proiectul cu rectificarea, dar n-am realizat denumărătoarea voturilor. Este obligația mea, ca și secretar, trebuia să intervin și să vă spun că proiectul de hotărâre nu a fost aprobat, pentru că sunt 6 voturi pentru și 3 voturi împotrivă și hotărârea trebuia adoptată cu cel puțin 7 voturi, pentru că sunt trebuia aprobată cu majoritatea consilierilor în funcție, da? Jumătate din 11, 5,5, deci 6 plus 1, 7. Da. Asta vis-a-vis de hotărârea cu rectificare. Ia stată, dacă tot se filmează pe aici, dacă poate mai ajunge și la cunoștință oamenilor din comunitate. Chiar nu vreți să facem reparațiile astea? Domnul Stanciu, nu vreți să facem și drumul care duce pe deal? Și voi fi un putat. Bravo! Vreau un stentru, la se face. Dar care a dat data în pătrâie? Domnul consilier Vlad, domnul consilier Brun. Eu nu am consilier Brun. Nu credeți că avem nevoie de rectificarea asta? Credeți că am pus la nu am ce face? Mă surprinde. care să promoveze de regulă,
sau posturi vacante avem, dar deocamdată nu avem un plan să mai angajăm sau să mai ocupăm din funcțiile publice. Iar pe funcționarii publici, deja, care sunt deja încadrați, sunt la nivel maxim, dar aprobăm acest plan de ocupare a funcțiilor publice pentru că așa prevede legea. Asta vis-a-vis de aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice. Mulțumesc! Dă cuvântul domnului consilier Vlad. Da. Deci, în ședința de ieri, noi am ședit acest proiect de hotărâre și a fost votat în mod favorabil. Vă mulțumesc. Dar, totuși, mă mir faptul că a fost aprobat în comisia numărul 1. Ce-a fost? Proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Și eu mă mulțumesc. Trecem la punctul 4. Raport cu privire la activitatea desfășurată de asistenții personal pentru persoane cu handicap pe semestru 1, 2018. Prezintă doamna scrutară Lămâiță, de la Consiliu. Mulțumesc, domnule. Domnul conform fișei postului, asistentul personal al persoanei cu handicap are următoarele obligații. Să acorde îngrijire, supraveghere și ajutor minorului sau adultului, asigură alimentația corespunzătoare persoanei cu handicap, servește masa respectând orele de masă, asigurând vesela și condițiile igienico-sanitare necesare, alimentează direct sau sprijină bolnavii care au nevoie de ajutor urmărind educarea și formarea deprinderilor de autonomie, asigură igiena corporală a bolnavilor, alejeriei de corp, articole de îmbrăcăminte, lenjerie de pat, întreținerea curățeniei și a măsurilor igienico-sanitare. Asigură aplicarea tratamentelor prescrise de medici, sesizând la timp semnalele de boală sau acutizare și a măsurilor ce se impun. Transport spital, solicitare, control medical de specialitate la domiciliu. Respectă și sprijină realizarea planurilor de recuperare indicat de specialiști, kinetoterapie, ergoterapie, terapie inițiate de centrele de recuperare. Participă la formele de perfecționare a pregătirii profesionale organizate de către DGASPC Bacău. Mă rog, subsemnata, cine a întocmit materialul, scutarul Lămâița, consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului, analizând activitatea asistenților personali care au îngrijire persoane cu handicap grav, s-au constatat următoarele. 1. Brănici Adina, asistent personal pentru fiul Brănici Andrei, domiciliu în Comuna Bogdănești, în vârstă de 16 ani și 10 luni, se încadrează în gradul 1 cu handicap. Conform certificatului de grad numărul 233 din 7 februarie 2018, eliberat de Comisia pentru Protecția Copilului Bacău, minorul este încadrat în gradul 1 de handicap grav, cu termen de valabilitate până la împlinirea vârstei de 18 ani de la data eliberării. 2. Brănici Constantin, asistent personal pentru fiul Brănici Ștefan, cu domiciliu în Comuna Bogdănești, în vârstă de 15 ani și 8 luni, este încadrat în gradul de handicap 1 grad. Conform certificatului de grad 232 de 7 februarie 2018, eliberat de Comisia pentru Protecția Copilului Bacău, minorul este încadrat în gradul de handicap 1 grav, cu termen de valabilitate 24 de luni de la data eliberării. Și 3. Toma Anișoara Crenguța, asistent personal pentru fiul dascălu Petru Vasile, cu domiciliu în Comuna Bogdănești, în vârstă de 18 ani, este încadrat în grad de handicap 1 grav. Conform certificatului de grad numărul 547 din 21 februarie 2018, eliberat de Comisia pentru Protecția Copilului Bacău, minorul este încadrat iar în gradul 1 grav, cu termen de valabilitate permanent. Din vizitele efectuate la domiciliu, rezultă că minorii beneficiază de îngrijire, supraveghere și ajutor permanent din partea familiei. Asistenții personali își duc la îndeplinire atribuțiile, sarcinile și responsabilitățile conform fișei postului. Da? Și în formă de scutarul Lămâița. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule!
Dorește cineva să iau cuvântul? Doamna consilieră. Da, după cum știm, acest raport este domnul doamna Scutarul în fiecare semestru. Și de această dată doamna a prezentat în raport obligațiile asistenților personali și apoi s-a referit la cei trei asistenți personali care există pe raza comunei noastre, cei doi din familia Brănici și cu domnul Anișoara. Copiii au crescut, știm că nu este ușor, e vorba de un copil de 16 ani, unul de 15 ani în aceeași familie, cunoaștem situația, este foarte grea, nimeni nu-și dorește aceasta, însă din păcate nu putem să schimbăm situația. Iar cel loc copil are 18 ani, este la fel o situație foarte grea, dificilă. Da, nu putem decât să fim alături de aceste persoane și să contribuim și noi măcar prin aprobarea unor proiecte de hotărâre și ceea ce depinde de noi. Da, mulțumesc, doamna Cătare. Dorește cineva să aibă cuvântul? Trecem la punctul 5. Informare cu privire la stadiul lucrărilor de completare a datelor registrului agricol pentru semestrul 1-2018, prezintă doamna Costuc Rodina, referent. Aveți cuvântul. Informare privind stadiul lucrărilor de completare a datelor registrului agricol de semestrul 1-2018. Având în vedere hotărârea Guvernului României numărul 218 din 2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019, reglementată prin ordinul numărul 734 din 29.04.2015 privind aprobarea normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, care la articolul 8 aliniatul 4 prevede ca semestrial în ședința Consiliului Local, prin grija privatului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și prin hotărâre se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activități. Conform normelor tehnice de completare a registrelor agricole, acestea se constituie ca document oficial de evidență primară în care se înscriu date cu privire la gospodăriile populației și la societățile, asociațiile agricole care au constituie sursa de date pentru elaborarea pe plan local a unor politici în domeniile fiscal, agrar, al protecției sociale, edilitar, urbanistic, sanitar, școlar și alte asemenea. Baza de date pentru satisfacerea unor solicitări ale cetățenilor, cum ar fi eliberarea documentelor doveditoare privind proprietatea asupra animalelor, a păsărilor, în vederea vânzării în târguri și ovare, privind calitatea de producător agricol, în vederea vânzărilor produselor de piață, privind starea materială pentru situații de protecție socială, pentru obținerea unor drepturi materiale sau bănești, constituie sursă administrativă de date pentru sistemul informațional statistic, respectiv statistică curentă, pregătirea și organizarea recensământelor, organizarea unui sistem de anchete prin sondaj și altele. Registrul agricol, atât pe suport de hârtie cât și pe suport electronic, se deschide pe o perioadă de 5 ani. Cele în care se înscriu datele actuale sunt pentru perioada 2015-2019. În semestrul 1 al anului 2018, stadiul activității desfășurate la Registrul Agricol este următor. 925 poziții sat Bogdănești, 270 poziții sat Filipești, 1419 poziții străinași, 38 poziții persoane juridice. Ținerea la zi a tuturor pozițiilor de rol în registrele agricole este operațiunea ce presupune înscrierea, completarea și efectuarea operațiunilor de modificare a datelor și informațiilor. Având în vedere că registrul agricol, atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic, se deschide pe o perioadă de 5 ani, pe semestrul 1 al anului 2018, s-au deschis 28 de poziții noi și s-au rectificat sau completat poziții în urma dezbaterii succesiune și a contractelor de vânzare, cumpărare, donații sau alte. De asemenea, s-au eliberat de la Registrul Agricol următoarele adeverințe. 107 adeverințe pentru beneficiari Avia,
125 adeverințe cartei de identitate, 108 adeverințe cu terenuri pentru arendă, beneficiare ajutor social sau altele, 7 anexe 1 și 2 privind atestarea posesiei exercitate sub nume de proprietar și identificarea imobilului. Au fost date răspunsuri la adrese prin corespondență diversă privind registrul agricol, la judecători, executori, la fisc sau rapoarte statistice. Au fost înregistrate contracte de arendă în registrele agricole. Pe semestrul 2 al anului 2018 se propun următoarele măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol. Și anume, continuarea modificărilor intervenite la registrul agricol în urma dezbaterilor de moștenire, a vânzărilor, a cumpărărilor, înscrierea efectivelor de animale pe semestrul 2, analizarea și verificarea datelor înscrise în registrul agricol pe baza datelor furnizate de la Serviciul de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, și anume scoaterea din circuit a suprafețelor de teren aferent unor construcții ce urmează a fi edificate și înscrierea construcțiilor noi pe baza autorizațiilor de construcție și eliberarea sau radierea acestora pe baza autorizațiilor de demolare a acestora. Atât. Mulțumim frumos, doamna Rusu. Intri, domnule consilier, ce îmi dorești să iau. Doamna consilier. Vreau să apreciez activitatea doamnei Rusu Grodica, referent agricol în aparatul de specialitate a domnului primar. Constatăm cu toții că tehnologia a evoluat cu viteza luminii, accesul la informație este la un clic distanță, mijloacele de comunicare sunt la îndemâna tuturor, dar zic eu că la capătul tuturor se află totuși calitatea umană, de care dă dovadă doamna Bursuc. Este o persoană care dă dovadă de responsabilitate, realism, obiectivitate, politețe și extrem de multă amabilitate. De multe ori m-am nimerit în birou, când oamenii au venit să solicite diferite informații de la registrul agricol și doamna cu multă politețe și amabilitate a răspuns tuturor. Am observat că în anul acesta a eliberat 107 adeverințe beneficiar APIA. Făcând eu un calcul, mi-a ieșit un procent de 11%, să ținem cont de faptul că din comunitatea noastră, 11% din oamenii ei beneficiază de ajutor APIA. 270 poziții am văzut la Filipești, 925 poziții bogdănești și 1419 străinași. Am constatat că avem mai multe poziții străinași decât reprezentanții locuitori, propriu-zis, să ai în comunitate. Asta e specificul nostru. Da. Chiar am rămas surprinsă așa de diferență. Da. Dacă să ne gândim la ce spunea Marele Cogălnicianu, acesta a afirmat faptul că agricultura este maica neamului românesc care hrănește pe toți fiii ei. Deci, până la urmă, agricultura reprezintă o ramură importantă a economiei și cred că este esențial să-i dăm și ei o mare importanță. O felicit pe doamna și doresc multă putere de muncă și în viitor. Să fie la fel de amabilă, de politicoasă și de implicată în ceea ce are de făcut. Mulțumesc. Grigori, cine să mai scrie la cont? Da, și eu vreau să fac câteva cuvinte. Vreau să o apreciez în mod deosebit pe doamna Bursuc. Știu că în ultima perioadă s-au refăcut toate registrele agricole. A fost un mică titanic să treacă toate pozițiile acestea în noi registre, atât pe suport util, cât și pe suport electronic. Ne dăm seama că la atâtea pozitii, la atâtea schimbări care intervin în fiecare an, la atâtea vânzări, la atâtea modificări. Deci este o muncă, într-adevăr, pot să zic, titanică. Să ții de scurt toate aceste modificări, să le ai la zi, să știi exact pozițiile fiecărui teren, fiecărei parcele. Nu este deloc ușor și, într-adevăr, doamna
Apreciez că își desfășoară activitatea cu multă responsabilitate, cu mult simț de răspundere și în același timp apreciez valorile umane pe care dă dovadă în relația cu cetățenii acestui comun. Felicit și transmit mulțumiri și în continuare succes în activitate. Mulțumim, doamna consilier Cădălea. Și eu am ceva de spus pentru doamna Bostul Radica. O felicit pentru a reușită în echipă în capul primării Bortenești și urez multă sănătate și o rată. Mulțumesc. Cine mai dorește să mai scrie? Domnul Dumnezeu Radușu. Urările, normal, se cuvânt oricui. Bine, că sunt niște urări meritate. Eu revin cu niște considerente și în mod special am lecturat cele două informări, pentru că fără nicio discriminare, sunt niște compartimente hotărătoare în cadrul primăriei. Tot ceea ce facem, fără îndoială care justificare, cel puțin legală, este importantă pentru oamenii din comunitate. Aș insista asupra specificității compartimentului agricol, pentru că este un fel de bancă de date pentru administrația locală. Mai mult decât celelalte compartimente. Totul pleacă de la evidențele primare, așa se numesc registrele agricole, care sunt și în manuscris și în format online, mai nou, ca să poată circula informația. Inclusiv PIB-ul României pleacă de la aceste informații luate de la doamna Burtuc, mă rog, de la compartiment. Deci, cu atât mai mult este de apreciat seriozitatea persoanei care lucrează, care nu cedează la un moment dat, nici în ceea ce privește ritmul de muncă, dar mă gândeam și la partea de legalitate. Pentru că este un compartiment care tentează și consecințele se pot subînțelege. Am remarcat, chiar dacă nu are o formulare strict o sensă concretă, importanța actualizării registrelor în urma unor acțiuni chiar ale celor menționate. Vă dați seama, cu dezbatere de moștenire, trebuie actualizat într-un timp rezonabil, pentru că poate genera consecințe. Orice transfer de proprietate, tot la fel. Dacă vă mai amintiți, la o discuție anterioară, am spus că impunerea în ceea ce privește taxele și impozitele, de aici pleacă. Aici este baza de date care este folosit în compartimentul de contabilitate, partea de impunere. Este absolut important și am apreciat și apreciez în continuare chiar dacă o face, pe care o face în maniera lui proprie. Că nu cedează. Are o contribuție importantă și la activitatea Comisiei de Fond Funciar. Deci, face treaba bună. Vorba domnului Grigore, multă sănătate, putere de muncă. Acum, dacă este ceva la solicitări, nu. Dacă îmi permiteți, eu revin în fagratoria, cum să spun eu, bună credință, vă respect, vă pot înțelege supărarea, dar n-ar vrea să ne dezamăgim consecvente. Suntem în următoare situație. Domnul Vlad, am uitat să menționez, că la un moment dat să lungiți așa și într-adevăr atmosfera asta de seară,
nu produce efecte pozitive. Noi nu am solicitat ajutoare, pentru că n-am fost în situație. Cine a solicitat, am făcut raport în 24 de ore pe ceea ce ne-au cerut pe locuințe. Pentru că nici nu ne putem aștepta la susținere financiară. Se va face o rectificare acum, după câte am înțeles, prin august, de la guvern. Și, în primul rând, sper să apară din fondul de rezervă pentru locuințe, că sunt atâția oameni care au fost loviți, pur și simplu, de toată. Vă dau ca termen de comparație cu Etuzul, care are pagube luate din sistemul de evidență contabilă. 37 de miliarde. Dar pe noi ne-a iertat Dumnezeu. Am scăpat numai cu atâta, m-am dat să cer și eu bani de parte. Era o chestie de moralitate care am declarat. Și gândiți-vă ce consecințe va genera neaprobarea rectificării. S-au început niște lucrări. Eu pot să spun, nu m-am pus că patronul, pentru că mai am credit într-un metru 4. Dar mă sigur el când va auzi că nu a ieșit rectificarea, nu va mai continua lucrările. Și ceea ce ne-am propus, într-adevăr, mai este treaba, am acceptat data, omul se va opri. Va aștepta, probabil, până într-un metru 4. Și atunci, vă dați seama cine rămâne dacă ne treabă cineva, domnule, de ce nu ne-a ajutat și până noi? Spune, domnule consiliere, nu mi-au votat bugetul, că nu-i bugetul meu personal la primar. Eu am propus rectificarea. N-a ieșit. Cam asta e situația. Nu e bine ce face. Nu e bine pentru că e de neînțeles. Avem credite identificate, îi putem folosi. Nu puteam să aștept până când dă, dacă îmi dă guvernul. Sunt alții mai îndreptățiți, am spus, să nu facem treabă. Eu zic să mai reflectați, poate vă reconsiderați. Domnul primar, v-ați referit personal la mine și sunt obligat. Da, pentru că am cea mai mare încredere. Sunt obligat să mă dau drept la replică. Eu personal, Vlad, țin la comunitate și respect votul pe care l-am dat. Deci am votat așa. Haideți să înțelegeți, la începutul anului a fost votat un buget pentru drumuri, pentru tot. Deci ăsta trebuia gestionat, să avem în vedere până la sfârșitul anului. Punct. Cu privire la drumul... Lăsați-mă să spun, am dat cu cu privire la drumul la Țigănoți și drumul de la biserică de la Filipești. Trebuie să ne gândim la cauză și să vedem efectul. În primăvară s-a pus pe drumul la Țigănoți, nu știu câte bascule de soare, de la... O venit apele lor. Mai punem încă 5 bascule, iar le apă. Mai punem încă 5 bascule, iar le apă. La Filipești, la biserică, de câte ori vine apa, băgăm bani. Trebuie să ne gândim o dată, pentru totdeauna, să stopăm lucrul ăsta. Așa, tot dăm bani. Ăsta e un capitol. 2. Avea și alte pârghii. Am înțeles, dar s-a cheltuit niște bani, acum că s-a de acord. Ca un donator de credit, ca primar, așa, se putea convoca ședințe de îndată sau extraordinare și ne dădeam fiecare cu părere. Și cu asta am dispus. Deci eu, cel puțin, eu, Vlad, personal și nu știu ce le-ați colegi, cu privire la votul dat de azi, nu mă mai întorc. Dacă o fi o altă ședință, o analizăm și ultimul punct, vedeți, nici o negligență în asta. Asigurați-vă vot. Aveți oameni care lipsesc din 5-6 luni de zile. Deci nu-i locuit. Deci, eu nu sunt potriva să ajutăm cetățenii, dar haideți să prindem o biluță acolo. Nu e un pretext. Deci, eu vă spuneam, punem încă 5 mașini din balastru pe drumul ăsta la Țigănoți. Vine apa mare peste o săptămână, iar. Păi ce faci? Tot punem. Dar bani de apă. Asta am. Deci, eu cu privire la votul de azi. Bun. Eu trebuie să iei votul, dar... Consiliere din Filipești aici. Într-adevăr, putem discuta. Dar fără proiect care să convingă, așa
ne aflăm întreabă. Domnul Gașcu, domnul, în zona Țigănuș, nu este numai Țigănuș, începând de la Grigori Vasile, este Stava Rabin, Țigănuș, care e la mine și-a zis, domnule, am 2000 de rață, acolo ce fac cu el. Într-adevăr a fost un luat și mărmur, am decopertat și a făcut lucrarea. Mai este intrarea lui domnul Stanciu, lui domnul Scutaru, care pe acolo intrau proprietățile. Păi domnul Stanciu are intrat. Domnul Mombic. Să duc ideea la cap. N-am făcut în zona lor, că am făcut ce a fost principal replica, să poate intra oameni, să-și facă probleme cetățenii. Nu le-a făcut, încă nu-i gata lucrarea. Mai trebuie pus, dar a zis, domnule, hai să le facem ca să-și poată face și ei treburile. Noi am făcut pentru cetățeni, am făcut pentru altcineva. Și lucrarea domnului Vlad, la Filipești, din am început-o, domnule. Lucrările astea care v-am vorbit eu despre ele, a costat 23.000 de lei. V-am zis care? De la pod, de la Munteni, cu decolmatarea, la Dragomir, șanțul în aval la Dragomir, la Chitic, balastarea la domnul Stângă, până la fostul consilier, după aia Țigănuș, sudat podul la Slobozia, decolmatat la Veșcă, Filipești, o zonă ca de vreo 60-70 de metri, după aia decolmatat șanț zona Paladii, Rotaru, și decolmatat șanțul până la Grigorie Romică, în ăștia 23.000 de lei. Înțelegeți? Restul până la 40.000 de lei, a zis, mai este să punem contrafisa la piciorul de la pod Munteni, care este îndoită și dacă mai vine apa mare, poate să iei podul ăla, și este păcat. Mai avem de făcut drumul la Todosca, după aia mai avem de continuat lucrarea aici la Grigore, în continuare, în trei locuri, și decolmatat la biserică și făcut stația la biserică. Sunt 5 lucrări, domnule. Noi n-am cheltuit bani așa de nebun, că doar avem curte de conturi și când am mers în teren, am mers cu domnul primar, cu domnul Stângă, cu domnul Crimel, cu domnul Andrușcă și am pus treburile ca la cap. Dacă dorea să vine și dumneavoastră, fără nicio problemă. Înțelegeți? Și mai este, cum a zis domnul primar, o lucrare în Albea Râului, pentru făcut casele n-au fost inundate în amonte de pod. A fost în aval de pod. Casele au fost inundate începând de la Grigore Romică prin spate, că s-a întors apa prin spate, la Rotaru, la Miron Vasile, până la domnul Andrușcu. Apa a luat o roată așa, datorită lemnilor care le-a avut domnul Daniel. Asta a fost situația. Nu a inundat în amont. Am pus-o la pod. Dacă dumneavoastră credeți că nu trebuie făcute lucrările astea, nu le face. Nu le face. Care o să mă întrebe, domnule, de ce nu mai continui? Fiindcă n-au făcut. Mai luați bani la Giannis? Până să acolo. Păi da, diferența. Bă, la ce să facă? De unde să luăm bani? De la francez? Bă, cât dați bine la altă. Luați bani pe acolo și pune. Dacă tot vreți să întrebați pe domnul consilier care v-a luat potrivă, dacă domnul Vlad deja vrea schimbat opțiunea care nu mai schimbă rezultatul lor. Vedeți dacă domnul Vlad s-a făcut problemă pentru drumul menții sau în poziția și... Da, eu mențin poziția ce am votat, dar... Dar nu pot ajuta. Dar ce domnul Vlad? Domnul primar, nu este opinia mea, fac ce vreau cu votul meu, da? Nu mă urmă, nu sunt la partea dumneavoastră să mă împărâng cu la încoastă. Aia chiar nu are mișto rău. Vreau frumos, încerc cu tăi bătrân ca să mă împași mișto din copii. Nu, am mențin votul dat. Și am spus și de auzat pentru că
Că nu, nu se poate, deci, nu face realizia. Și dacă băgăm și lucrarea la Filipe Cotați? Dacă să se face în capăt, nu se face acolo. În capăt, dar lucrările pe șosea nu se pot face. Nu pe șosea, domnul Grigore. Șansul? Faceți șansul de la deal? Minim. În loc să treacă, apă, asta e ca panicură. Este bine? E păcat să vedem toată ziua apa până la Onești. Ce primărie, ce... Dacă noi nu facem să ducă apa unde... O dată, nu-i urmă, să fac referat, nu-i fac referat. Sunteți de acord să... Cu autorității, de la drumul și poduri, cu asta, domnule, de informatăm. Cum ați făcut la Pește, chestia aia, foarte bună, când se duce, fuge apa, așa trebuie făcută și acolo. Acolo și așa. Am rugămintea să mă ascultați, acum nu putem face altceva decât băgăm un bulon să facem șansă, atâta, dar nu putem asfalta. Păi da, nu asfalta, domnule, să treci pe sub bun, nu trebuie fi trecut apa. Sunteți de acord? Suntem de acord. Sunteți de acord, domnul? Da, da, o puneți. Da, 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 da. Bună, puteți. Da, e bine. Cum a vedea Comisia Economică? Pozitiv. Pozitiv. Și de la mână până la urmă ți-a uitat? Mie m-a care lucrurile. Avem din costă. Avem de domnul cum e pozitiv sau nu? Nu mă obicem. Avem o altă experiență în față de voastră. Domnul Părinte, dar nu ați dat citit, v-am dat cuvântul și dumneavoastră ați spus că sunteți de acord. Păi nu, 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 nu. Am votat pentru Codin, care e. Da, bine, poate că tu nu ai murit prevederea. Așa mai e, pentru că tu nu ai murit prevederea. Da, da. Mulțumesc frumos. Da, mersi, dar da. Păi, preluăm punctul 2. Nu sunt de ea, nu. La punctul 6, solicitări adresate da. Consiliul Local Bogdan. Aveați obligație, domnul nu v-a întrebat dacă sunt solicitări și am spus că nu sunt solicitări. Bine, mulțumesc. Bine, ședința s-a încheiat. Eu am pregătit să rezolv. Da, declarați închisii, domnul.